Dacă v-ați propus să achiziționați un autoturism și vă place culoarea mată, trebuie să țineți cont de câteva lucruri esențiale. Nu se dă orice tip de vopsea, dar lacul e mat, un lac cu duritate foarte bună și mat, fără luciu. Nu se pot lustrui ca să scoatem zgârieturile și defectele, deci ele trebuie protejate și îngrijite foarte bine și trebuie să adreseze la persoane specializate numai cu materiale bune și de calitate. Culoarea mată este deosebită, dar presupune o atenție cu mult mai mare decât în cazul vopselelor lucioase. Iar dacă aveți neșansa ca autoturismul dumneavoastră să fie lovit, remedierea defecțiunilor se face foarte greu. Păi, în primul rând, trebuie făcută reparația care s-a produs, după care se va șlefui, se va chitui, se va da cu anumite produse cu fiulere și se va vopsi cu vopsele speciale. Există un lac mat special care se dă numai pe acest tip de mașini. Noi, în principiu, lucrăm cu vopsele de import, cu lacuri de import și cu o duritate mai bună. Sigur, sunt mult mai scumpe, dar rezistă și în timp mai mult. Să nu ștergeți cu cârpa praful, că altfel se zgârie și va rămâne zgârieturile. La fel, trebuie protejată de soare prea puternic, că se va arde lacul mai mult decât cel lucios. După finisarea lucrărilor, autoturismul proaspăt vopsit nu trebuie lăsat în soare și ploaie, iar atunci când este curățat, aveți mare grijă ce materiale folosiți.